De da, ne facem un test drive, da? Testăm Ferrari-ne. Mamă, cum se aude, mamă, Iulian. Test drive, fraților. Vreau să văd și eu cum se vede acest Ferrari, acest pui de Ferrari. S-o conduc altcineva. Să vedem cum se vede acum, când vine furioasa înapoi. Da, fraților, o mai scos și eu la test. Că nu prea o folosesc, puțin în parcare acolo. Păcat de ea, nu? Nu mai folosim de ea, cine știe, mâine, păi mâine o vând și nu m-am bucurat și eu de ea. Așa că așteptăm să vină, ia să vedem, se vede ea. Nu se aude. Motor sport. Motor sport, fraților. Hai. E de și mai gărtare, adică niciodată n-am văzut așa. E fain, nu? E fain așa de amuzament, de distracție. Hai, dă-i spre casă. Hai, stai. Fraților, facem noi un test. Da. Facem mai un test. Micul Ferrari. Aici cu Ferrari să-l vedem și noi, că nu prea îl folosim, așa ne mai distrăm și noi. Nașule, tu ce părere ai de această mașină? Mașina cum se vede? Pe autobandă, îi dăm motorul? Dăm motor. Periculoasă. Hai să vezi, eleronul montat. Știi cine avea așa frumos? Să zic acum, Olariu. Olariu, la fel de oară, când avea Toyota aia Hilux. Și mișto se vede cu ăsta, frate, ești nebun. Am căutat un pic Ambreaza. Oricum, da, Iulian are un pasat manual, treaba aici. Și vă dați seama că, da, când te înveți cu o automată, ia uite, aia așa am găsit Ferrari. Și uite, stăm și noi puțin aici pe autostradă. Pe autostradă, am să zic, pe stradă. Și să vadă și Iulian cum merge, dar tot avem pe la mine așa. Ce, Iulian? Merge așa, adică trage ea. 2.7, da, 2.7 benzină. Are, n-are cai mulți, dar are cuplu. Are cuplu mare. Asta e. Da, da, da. 167 de cai are, dar e cuplu mare. Eu recomand la toată lumea să cumpere consumul foarte bun. Consumul foarte bun, găreata. Stai cu găreata. Bași cu găreata în rezervor, dar vă recomandăm. Trebuie să... Așa. Știi când o să o cași până la fund? Dar până la fund, asta e așa, să te uite unde o drept și o cași până la fund, așa arată. Ding, să vezi dacă... Aveți prin... Îi sare roata. E ca nu mă până acum. Vezi, s-a activat ceva așa. Da, mă. Nu știu că s-a întrebat. Trebuie să o pică în serie, să văd de ce viurează așa. Adică peste 100 la oră v-am zis. Da, dar cred că până când, cum să zic, până când și gândești cu tine, mă, gândești un pic, da, da, gândești, asta e faza, că e și automat. Nu, e supărat ăsta. O încerc eu și pe manuală, că nu o fi, dar acum, da. Aici parcă nu? Da, stânga aici. Da, e automată. Schimba a doua. Cum o schimba a doua? Da. Dar e fain, mașina automată sunt. Da, automat n-ai treaba asta, zic, e confort la drum. La drum, ca să n-ai treaba. Dacă vedi hana vlogul ăsta, să ne cumpărați dubi automatică. Mamă, cum ar fi să conduce un automat la curierat? Mamă, cum au și la Amazon, mă ajută? Da, m-ar fi relax, frate, adică să conduci toată ziua pe saturi, să schimbi, să... Hai să-i dăm o tură. Întâi trebuie să-i băgăm benzină. Și dăm o tură așa tare. Mergi la tanchetele aici? Da, mergem mai aici la Peco. Să deschidem. Nu știu cine merge închide, centralizat. Nu se închide? Adică se deschide din cheie și partea asta și partea aia, dar... Hai! O conduc eu pe doamnă, nu? Da, da, da. Ia pornește un pic să vedem. Să auzim furia. Nu mai am de Popescu să dețină mașini de-astea, periculoase. Oricum nu prea o pornesc. Nu? Nu prea o pornesc și de asta. Da, aici, în parcare săraca. Mai tare se înfunde. Hai să ne punem centurile. Mi-e zinașul. Zinașul cu BMW.
Leul nostru e acolo. Ce micuță sunt ștergătoarele față de... Da, da, da. Mamă, e frig afară și eu sunt pantalon scurt. Este pe D. Da, pe D. Nu-i pe D, la maxim. Mai jos? Da, mai jos, maxim, acolo. Hai să o testăm. Trebuie să mergem. Stai că am uitat că nu-i ca la mine, da. Ca să... Să vezi aici, nașule, puterea benzinei. Era să încălzească așa un pic, să pare ei dăm tare. Să vezi că mă cari la maxim pe dar asta. Vezi cum trage. Ce cuplu. Să fingi bine, nu? Da, ce cuplu are. Ia dai așa un pic, un pic. Și dacă se aude pe cameră. Ești nebun la cap. Trage, trage. Asta e sunetul tubilor? Da, stai să vezi, mă încalzi. Dar mai las un pic, că o scoatem la drum lung, așa. De aici ne văd vecinii și ne dă la poliție. Face grăgie după aia. La poliție. Și duminica azi. Hai, revenim, băgăm benzină. Ce se aude pe porpăgajul? Am acolo un porpăgaj de chestii. Sunt cumva să zboare pe o stradă. Stânga, aici. Trebuie să băgăm benzină. Că na, îmi place și lasă cu găleata. E un Ferrari adevărat. Ferrari-l adevărat, mă, nu cu găleata. Te duce cu asta până în România? Da, da, da. Cu asta te ții după mine, nu-i problemă. Te ții, că are și tare. Câți cai are? 167 de cai. Te ține. Da, dai să vezi, mă, să-i dai un pic tare. Dar să băgăm benzină, că nu mai ajung la pe cot, dacă îi dai eu. Și hai, revenim, băgăm benzină și revenim. De acum ajungem la micul Urs. Acum ajungem și la Urs. Avem o parcare aici, stai să vi-l arătăm. Am întors camera frumos. Și a testat și Iulian Ferrari, puiul de Ferrari de fapt. Da, Urusul e aici. A, uitați. De, îl facem și pe ăsta, îl facem ca lumea. Stați aproape pe canal. Și Iulian testează puiul de Ferrari. Frumos, dar îți faci cilindru. E ca lumea. Tot ce trebuie. Mai am de făcut volan, frumos cu Ferrari. Mai volan Ferrari sau? Da, 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 acolo e emblema. Am emblema aici, dar urmează pe vlog. Următorul vlog cu acest cui de Ferrari. Băi, avea și volanul făcut. Și pasatul lui Iulian aici a parcat frumos, regulamentar. Dar ăsta să o faci, nașule, să o duci să o colantezi sau să, na, să mai faci modificări. Stai că nu pot aici. Care am 95 sau 10? 10. Bagă ieftin. Cel mai ieftin. Mamă, și mitichică, e mică, vin în puie. E mică, nu? Asta e joasă, joasă, știi? Se mai ai și, suporturile alea, părătoarele alea, a fost aici. Dai seama, mă, lasă așa. Să fii pasionat, e bașca lumea, știi? Îi faci de toate. Gata, ajunge 20 de euro, nu mai mult. Doar de plimbare. Numai de o cursă. Oare nașul acolo. La Paris mergem. Și revenim. Câte 7 aici, nu? Găleata. Ai, Iulian, că ai mers și cu Ferrari. Ce să mai? Da, se închide pe ambele părți. Închidere centralizată doar din cheie. Telecomanda nu știu ce are că nu merge, dar... Băi, ia văd că se aprinde acolo, nu știu, nu... Vezi, la mine vezi că la mine se dă din cheie geamurile jos și am la un geam probleme, tot așa, de la baterie. Da, de la baterie? Da. Vezi, la geamul ăsta nu se dă jos. A, ba da, mi s-a dat acum. Mi s-a dat. Până acolo nu se dădea asta, nu se dădea jos. Da, da, da. Dar nu se ridică, nu știu. A, nu se ridică. Dar se ridică, nu se ridică în același moment. Vezi, deja ora din dreapta, da, trebuie da, să da, se ridică mai greu. Zici că e de la baterie? Ok. Aude-o, nașule, cum se aude? Furia. Avionul. Și acum... Dă-i să ieșim? Dă-i plici sau? Păi, dă-i înainte, nașu. Poți să mă mă pălușă? Da, poți să iei așa. Roată. Dă-i, facem o roată. Aude-o, și patinează tata, mă plouă. Ai, 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 ai. Dă-i înainte, nașule. Știu cum bate, nu bate. După 100 la oră o să vezi că se tremure. Nu avem unde să-i dăm. Trebuie să căutăm o stradă. Să faci dreapta aici. Aici? Da, da, da.
a patra. Dreapta, dreapta, dreapta. Cu dreapta, sunt cu dreapta a patra. Nu-i dreapta, dreapta, dreapta. Da, a patra. Da, dreapta a patra. Și aici să fie liber, ia. Ia, dă-i un pic așa. Dă-i, calcul, calcul la maxim, maxim. Lasă-mă așa, lasă-mă. Poliția din urmă, acuși. Poliția, nebunesc. Bine, întoarce acum. Întoarce aici. Ac, trebuia să intru aici. Da, e mică spate. Da, intru, stai că intru aici la ăsta. Păi nu, că ții în jur, așa, nu. Da, lasă-mă jur. Nu e cu spatele aici, nu vreau să stau. Lasă-mă jur eu. Că intru cu Lamborghini aici. Așa, acum nașule. Pregătit. Calc. Nici nu o să-mi. Acum aia. Se duce, se duce tare. Da, da, n-ai cum să-i dai. Fie strada da, mică. Da, strada mică, da. Dacă o calc blană, ai ocazia de zurma mai o grăza semaforă. Să mă găsesc în ce eu puțin. Gard pe aici. Asta e mașina. S-aude cum? Adică de folosim, are regină în tobe, s-aude cu dată. Ce știi cine? Așa cred că e sudată, cred că au uitat da, da, da. Istorie. Da, da, cred că erau de la normale și au fost sudate astea. Oricum, acolo, la mijloc, trebuie să... Văd cum fac cu racordul ăla flexibil. Că are gaură în ea. Și scapă puterea. Dacă n-ar avea gaură, de sens, s-ar auzi mai bine în spate, zic eu. Nu știu. Ce geantă șmecheră. Ia uite ce șmecheră. Oh, de la Hyundai ai scule în ea? Da, am scule. Au, ai scule. Spălat folia, că am încercat să o pun și am reușit pe spate. Să taie alta din nou. Nu, ăsta e folie, tot folie. A, de la folie. Dar ăsta e nou, vechiul casitofon. Ce e, de insecte sau ce? Da, nu, e de apă de radiator. Da. Da. Eleronul meu pus. Rezistent, pare rezistent. Nu trage prea tare de el. Vedem cât o să țină. Da, ai scris bolpe aici, da? Da, da. Frumos a ieșit la jos. La ja. Și la căpăcele. Frumos. La tine. Da, aia s-a ajuns. Bă, nu o dau jos asta. Dacă o vinzi. A, depinde că pare frumos cu asta. Depinde ce. Dacă nu vreau, o dă jos, na. Nu vrea să fii subscriber. Nu, nu, așa se văd. Un poliș se văd și mai bine. Dar oricum. Aici a fost lovită. Oricum asta a fost vopsită, cred, barabesc. Aici e un pic mai închis și aici un pic mai deschis în partea aia. Așa mi se pare. Dar se vede și pe cameră. Asta e mașina. Asta e mașina, fraților. Știu că poliția e belea cu ei. Păi asta e, ți-a permisul rapid dacă ai o mașină asta mai sportivă, știi? Pentru că tu ai tendința să-i dai, să-i dai, să-i dai. Și mă duce păra în cap. Știu cum să păru. În stres sunt depresiuni, de presiuni, volumul, la lobby, 100%. Da, păi stai să vezi acum, dacă te uiți aici când o turezi. Ia turează, ia turează. Nu știu că pleacă cu frână cu tot. Păi, de... E două pene. Două pene. Și acum de e. Vezi? Ai izolația motorului și aici... Nu știu, consum. Ha? Consumoare? Consum, volți la baterii, n-aia, dar nu știu. Nu-i acum aia. Acum, acum trebuie să... Dă-i, dă-i. Da, auzi motorul, da. Acum bate, vezi? Da, da, acum bate. Nu știu de ce. Mamă, dacă cât de tare huruie tata. Stai aici. Ești nebun la cap, ce fel să aude huruietul ăsta. Că mai am omul. Ah, da, da, e șmecher, așa, așa. Numai că o leacă. Dă-i înainte, dă-i înainte. Ia, dă-i. Mamă, ha? Mișto, mișto. Da, e plăcerea de a conduce. Motorul. Sarat, sarat motorul. Care, nu știu cum îl cheamă, care avea tot un Hyundai. Ai dat în Ferrari? Oh, sunt zeghe. 86. Da, da, da. Asta e motorul, fraților. Niciodată nu l-am arătat pe vlog. Nu știu de ce. Și nici nu uita și eu aici să văd. Ultima oară, sunt de ulei aici. Ce da, o... se faci de acolo? 2020. Da, 219.000, sau unde-s kilometri astea? 200... Cât e aici, domnul Ferrari? La 201.000 de kilometri, stai 207.000. Da, da, trebuie făcut, da, da.
Bă, în rest motor așa, bă, nu e rău cum arată, adică nu vezi o picătură de ulei pe el, nu vezi nimic, adică... Da, uite, pe șase, fraților, pe șase. Ca să nu zic că lumea cu umbli, da, da, da. Uitați, fraților, ce bine arată. 2002. Se vorbim. Se vorbim aici. Da, ce rău ar putea de-a putea să dau, o să vopsesc pe aici cu roșu frumos. Fac niște design. Pătrățele. Da, pătrățele așa. Cum trebuie. Băi, nu știu. Ăsta e pentru cutia de viteze sau invers? Nu, ăsta e pentru cutia de viteze, ăsta e pentru ulei din motor. O joje. Frumos, uite, are și antifon. Nu are, ce e de bun, are plastic și ăsta. Uite, ăsta e drept la tine, la apa, la paruri. Da, mai tine un loc aici. E drept, la mine e... curbat așa. Da. Hai, știu ce trebuie, Hyundai Motor Company. Da, da, da. Da, ăsta e motor, fraților. Uite că, cu ocazia asta cu Iulian, l-am arătat și motorul. Până acum nu... Da, nu am deschis. Bă, oricum e dotat, în 2002, eu zic că e dotat. Mai emblema aia de pe capotă. Rupe. Rupe, rupe. Nu e silicon, da? Nu e tigai. Nu e fake, frate. Ce? Dacă... Ce-s Bugatti, de proba? Să probez, așa să vă ia. Ferrari, nașcă, te vezi aici în spate, emblema asta. Da, uite, Ferrari, adevărat. Ești cu nașul până în România? Mă sperii. Ești cu nașul până în România, mă sperii. Facem exact ca Schumacher, aici stai ca aici trebuie sa intoarcem undeva pe aici. Da, in fata, in fata. Terenul asta a pus frumos asa cu bolobocul. Bolobocul l-am pus din ochi? Din ochi l-am pus, dar am stat un pic si l-am fixat. Pana l-am fixat, adica da. Doble criminale, da? Dar zis, daca ii prind acolo racordul la flexibil, se aude si mai bine. Zic eu, cred, nu stiu. Vedea rechinul de sus. Tot asa. Aici avea antenă din fabrică, aici avea ștergător și l-am scos, că se vedea urât cu ștergător. Da? Știi? Da. La unde l-avea așa? A, avea așa, pus, nu știu cum e. A, da. Urât. Aici e interesant cum e la benzină de alimentat. Interesantă chestie. De fapt, dinăuntru. Asta îl făceam de un ceunel acolo. Cu mașinarea ăla? Da, mă. Eu l-am prins pe șosea, era pe șosea și când l-am văzut, am dus în cieta așa și când am accelerat l-am șumat. Ia calmă. Soru, soru. Deci ud pe jos acum, știi cum? Ai cauciucurile astea, vezi? Limite de 60, tati. 50, gogule. Ujor, nașa, dacă nu ia poliția. Ia calmă cum am plin asta. Maxi, maxi, maxi. La pedal. E bagată pe maxi. Da, 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 hop, s-o vezi. De cine acum? Lasă ușor, lasă ușor pe aici. Oricum, se duce. Dacă îi tai, se duce. Mă, mașina e șmecheră, n-ai ce zice de ea, știi? E berea. Acum apasă pe cheie. Așa? Așa. Aaa. Da, asta e cu apasare. E ca la Lamborghini, gogule. Împingi în față puțin. Frâna, ca să fie sigură. Da, cauciucurile. Asta e mașina, da, cauciucuri bune. Cauciucurile s-a prins rău. Eu am impresia... Folia a prins... A prins... Aer, nu? Aer. Eu am impresia că bătaia aia să mă facă de la... De la cauciucurile astea, că sunt poroase tare. Bă, tu știi că m-am gândit și eu. Observ că sunt foarte adânci. Da, 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 păi asta... uite-te la tine și uite la mine la BMW să vezi cât sunt amele și uite la asta. Păi ăsta sunt fighios, frut nebun. Da, m-am gândit și să nu fie de la cauciucuri, să fie un cauciuc strâmb. Uite la mine cum este. La... Spre bombatele, nu? Da. Astea, ale tale sunt drepte. Uite la ăsta, tata. Da, da, da. Și asta mă gândeam și eu, să nu fie de la cauciucuri, că... Mai eu sunt... recunosc bătaia să fie, că am observat acum că am accelerat aici așa, că da, da. La face așa, știi? Da, păi vezi când mergi normal nu e nimic, dacă nu îi dai este, tare... Bine este ridicată pe ceva, pe picioare.
Eu am patru picioare acasă. Ridicată, dat roțile jos și uitat la brațe dacă bate. Bate, da, dacă da, îți bate brațele, înseamnă că poate să fie ori de la Bucșorai, oriceva este. Da, da, da. Da, mă gândeam și eu să fii de la caucicuri, dar na, vedem, nu știu. Da, frate, da. Poți să fii cu el la mine atât. Da? Da, nașule. Îi facem o verificare. Facem noastră părerea, a văzut și el cum merge. Ce zici? E ok, mașina. Să meargă în România. Da?